Mariajul dintre Dana Criminala și Leo de la Strehaia urma să se încheie la finalul săptămânii trecute. Însă, surpriză, niciuna dintre părți nu s-a prezentat în fața magistraților. Nici măcar avocații n-au apărut în instanță, astfel că procesul a fost suspendat. Dana Criminala, cea care a introdus acțiunea, se poate însă răzgândi, pentru că judecătorii i-au acordat drept de recurs pe toată durata suspendării procesului. Decizia celor doi este cu atât mai surprinzătoare cu cât păreau să vrea desfacerea rapidă a căsătoriei, care i-ar fi împiedicat să se bucure cu adevărat de viață. Tot ce aveam s-a spulberat într-o secundă, te-am pierdut și fără tine sunt pierdută. Lipsa la apelul din sala de judecată nu a fost însă întâmplătoare. Potrivit declarațiilor exclusive pe care Dana Criminala ni le-a acordat, ea și Leo au avut mai multe discuții, în urma cărora au decis că le este mult mai bine împreună. Da, ne-am împăcat. Practic, eu nu m-am mai prezentat la proces pentru că eram la București, dar dacă aș fi ajuns, l-aș fi retras pentru că ne împăcasem. În toată perioada aceasta, Leo nu m-a lăsat deloc. Mă teroriza cu telefoanele, cu număr privat, pentru că era blocat peste tot. Suna toți prietenii noștri comuni să-mi transmită una alta. Momentan suntem bine, stăm împreună la București doar noi doi, așa cum e normal. De ce contează ce spun ei? Știi, lumea era iubirea mea. Tu poți să fii și darul și pedeapsa mea.